Având în vedere rata de incidență COVID-19 înregistrată la nivelul municipiului Călăraș, reprezentanții Centrului Județean de Cultură și Creație transmit că toate spectacolele, concertele, proiecțiile cinematografice și orice alt tip de eveniment care se desfășoară în spațiile sau sălile instituției se vor desfășura cu ocuparea sălii la o capacitate de maxim 30% în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță. Astfel, evenimentele programate pentru perioada imediat următoare sunt, în data de 28 martie începând cu ora 19, spectacol de stand-up susținut de dor Octavian Dumitru. În data de 1 aprilie, începând cu ora 19, piesa de teatru Cafeaua Domnului Ministru. Pe data de 2 aprilie, începând cu ora 19.30, la cererea publicului Călărășan, concert Direcția 5. În data de 9 aprilie, piesa de teatru Soț de Vânzare. În data de 23 aprilie, începând cu ora 19, piesa de teatru Terapie în 3. Iar pe 14 mai, începând cu ora 19, piesa de teatru Bărbatul Perfect Defect. Biletele se pot achiziționa și de la sediul Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș de luni până joi între orele 8.30-16 și vineri între orele 8.30-13.30. Totodată vă informăm că proiecțiile cinematografice de la ora 20.30 vor fi reprogramate pentru ora 19.30 pentru respectarea restricțiilor de circulație existente în vigoare la acest moment pe teritoriul României.